Bun găsit la Jurnalul de Sport. Victorie râvnită a reghinenilor în Liga a 3-a de fotbal. Avântul a trecut cu 3-1 de oaspeții de la Gazmetan 2 Mediaș în etapa 9. Partida s-a disputat sâmbătă pe stadionul din Parcul Tineretului și a adus echipei lui Vili Stoica o victorie după un șir de 3 înfrângeri în campionat. Golurile reghinenilor au fost înscrise prin Deji Lorand, Florin Truța și Bogdan Stabilă. Sâmbătă 29 octombrie, reghinenii joacă în deplasare la ultima clasată, Recolta Dorolț. Victorie categorică pe teren propriu pentru Avântul Reghin. Echipa antrenată de Vili Stoica a reușit să rupă șirul celor 3 înfrângeri în Liga a 3-a și a câștigat sâmbătă confruntarea cu Gazmetan 2 Mediaș, scor 3-1. Partida s-a disputat pe municipalul din Reghin și a contat pentru etapa a 9-a seriei a 5-a. Succesul formației este cu atât mai mare cu cât vine la doar câteva zile după etapa intermediară, jucată de Avântul în deplasare la liderul din Sibiu. Mi-a destul de greu. Astăzi erau importante cele 3 puncte. Și de ce zic că am fost un meci greu? Fiindcă miercuri în intermediară chiar am făcut efort foarte mare cu echipă foarte bună și astăzi anticipam un meci foarte greu, fiindcă fizic nu aveam cum să ne revenim într-un timp așa de scurt. Dar importante sunt cele 3 puncte. Golurile reghinenilor au fost marcate pe parcursul a 5 minute de Laurent Deji, Truța Florin, Stabilă Bogdan. Am avut 5 minute sau 10 minute foarte bune, am reușit să marcăm și ne-am făcut meciul mai ușor, dar știți cum, până la sfârșit ar trebui să rămânem concentrați și să facem jocuri cât mai bune. Un meci viu disputat, ambele echipe și-au dat silința să joace cât mai bine și să obțină cele 3 puncte puse în joc. Din păcate am făcut în 5 minute 3 greșeli care ne-au costat, am primit 3 goluri în 5 minute, după care am revenit cu un gol frumos. Am avut ocazii, per total, cred că rezultatul e un pic nedrept. După aspectul jocului, cred că am controlat 50% din joc, l-am controlat noi. Din păcate, greșelile copilărești, a jucătorilor noștri tineri, care majoritatea au 18-19 ani, și-au spus cuvântul. Ce obiectiv aveți pentru acest sezon? Pentru noi, foarte important e ca tinerii jucători pe care avem noi să joace meci de meci într-o ligă superioară, nu la juniori, cum e Liga 3-a, să crească în valoare, să ne putem baza la anul, peste 2 ani, să fie jucători de Liga 1. Această victorie și cele 3 puncte nu schimbă poziția reghinenilor în clasament. Rămân pe 9 cu 12 puncte. În etapa următoare, sâmbătă 29 octombrie de la ora 15, Avântul joacă în deplasare la ultima clasată, Recolta Dorolț.